Știai că și câinii zâmbesc? Ei bine, una din rasele care exemplifică cel mai bine acest lucru este Samoedul și acestea sunt 5 lucruri pe care nu le știai despre el. Descendenții ai câinilor de vânătoare Laika au fost pentru prima dată văzuți în Siberia în secolul XIX. Numele revine de la poporul nomad Samoed, care creștea reni și i-a folosit ca și câini de turmă din cauza blănilor care folosea drept camuflaj. Au un temperament gentil și stabil și sunt faimoși pentru acest zâmbet al lor, Sammy Smile. Din cauza climatului au o blană dublă care, deși este foarte frumoasă, necesită multă îngrijire și periat. Partea bună este că puteți să vă faceți la sfârșitul zilei un pulover. Trăiesc în medie între 12 și 14 ani și spre deosebire de alte rase pot dezvolta anumite probleme mai mari la rinichi. Foarte, foarte încăpățânați, nu vor ezita să facă tot ce vor și să stea unde vor. Dacă educați, veți avea un prieten minunat. Numele este de multe ori greșit pronunțat. Pronunția corectă nu este Samoed, ci este Sammied. Sunt niște gurmanți și jumătate, deci atenție la riscul de obezitate. De asemenea, au un urlet specific zonei de unde provin. Follow și share pentru alte rase.